Salutare marinarilor! Sunt Tudor Furdui, prezentatorul emisiunii Microbis de România și sunt împreună omul cu branhii care ne-a ajutat enorm la toate filmările subacvatice. Fără el, nu știu ce ne-am fi făcut. Bună dimineața marinarilor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi suntem iar foarte, foarte matinal. Ceasul este 5 dimineața și m-am trezit, bineînțeles, iarăși cu noaptea în cap. Și asta pentru că iar avem treabă și ieri m-am trezit la 4:30. Trebuie să mergem să căutăm câteva locuri foarte bune pentru probele din Microbist de România. Așa că avem câteva lucruri foarte interesante astăzi. O să mergem pe un sandbank, da, pe o mică insulă de nisip. O să dăm la pește acolo, o să încercăm subwing, placa aia mea subacvatică pe care ați văzut-o, dacă v-ați uitat la vlogurile mele de anul trecut. Și probabil o să găsim și câteva locuri foarte bune pentru scufundat, unde trebuie să vedem țestoase, pești, diferite animale. Așa că așteptăm barca să vină să ne ia și să se lumineze. Dar bine, să se lumineze pe drum, nu trebuie să lumineze acum. Așteptăm barca. Și cum a venit barca, acum plecăm la drum. Am undițele, am și labele acolo. Și a venit și șalupa să ne ia. A venit taxiul. Crown Beach Hotel. Oho, e chiar de la hotelul în care stăm noi. The boat. Hello, my friend. How are you? Good, we catch fish today? Yeah, today is fishing. Ați prindem pește, marinarilor. Okay, right? Yes, very good. Okay. What is this? I came here to check in, to throw fish. Throw fish? Da, yes, sir, aruncăm. Yes, let me try 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Și am să pun unul dintre cele mai mari vorbele care le am, un mag de arta de la Iuzuri, foarte, foarte, foarte bun. Haideți să vedem dacă facem ceva cu el. Încercat să prindem un pește aici, zona este foarte bună. Exact la marginea recifului. Opa. Exact la marginea recifului. Am aruncat foarte bine. Dar în nefericire nici măcar un pește nu a venit să urmărească omeala. Nici un atac, nimica. Zona este extraordinar de frumoasă. Dar asta este. Am încercat și noi cu boblere foarte mari, special pentru pește mare, pentru că na, pești mici am mai prins. Am vrut să ceva mai deosebit. Da, am ajuns la sandbank, dar este foarte, foarte mic deocamdată. Mamă, cum se vede că acum e și răsăritul. Extraordinară imagine. Și aici în față este sandbank-ul, unde ar trebui să fie o probă la Microbist de România. Așa că după data e 28 aprilie, să fiți cu ochii pe TVR1. Apa este extraordinară. Foarte, foarte limpede, foarte limpede. Siguranță zona bună de scufundat și toată zona aia de acolo cu recif. Am dat iar la pește, am intrat si putin in apa. Semn de cum ca nu si-a revenit, pentru ne interesează să prindem cel mai înalt punct, care insula de nisip să fie cel mai ridicat moment. Pentru că aici este flux și deflux și diferența este foarte, foarte mare. Aici în Maldive, în mijlocul Oceanului Indian, o plajă de nisip.
foarte, foarte... Foarte, foarte frumos. Acum e, dar nu cred că am să o folosesc, este vânt. Am băgat un wobbler mare, am să încerc pe pești mari acum. Da, schimbăm iar tactica, am băgat o gumă de la Savage Gear. Să vedem dacă pe gumă merge, o să lăsăm pe fund. Gata, intrăm în apă. Nu am reușit să prindem niciun pește, dar îl las aici pe Emil, the mastermind of the Microbiz de România. Deci când o să vă uitați la Microbiz de România, să știți că el este omul din spatele emisiunii, cel care a realizat absolut tot. Emil, te las aici la undiță. Doamne ajută, hai să vedem ce putem să mușcăm noi. Da, intrăm în apă să verificăm în cât timp se duce wobblerul pe fundul apei. Și după aia vedem și noi un peștișor pe aici, poate chiar și un rechin. Haideți jos. Experiența una dintre cele mai frumoase de până acum, apa foarte limpede, pește o grămadă, dar încă n-am reușit să întâlnesc reginii sub apă. Încă mai așteptăm, dar cu siguranță o să-i întâlnim. Acum vedeți să căutăm o zonă cu apă mică, de 2-3 metri așa, pentru o probă de concurs. Așa că mai avem treabă. După aia ne întoarcem la insulă și acolo o să luăm o altă șalupă pentru proba de sabâi. Thank you.
Gata marinarilor și excursia asta. Foarte frumos locul ăsta. Foarte, foarte frumos, apa albastră. Oh, cât a peștele aici aproape. Îl vedeți? Foarte mare. Da, acum mergem să luăm micul dejun. Toate că e 10, dar noi suntem de la 5 fără, de la 4 jumate suntem în picioare. Oh, și un zargan aici mare. Nu a tăiat nici așa pe deasupra. Din nefericire n-am prins niciun pește, dacă în zona aia n-am prins niciun pește, ce șanse am eu să prind pe aici pe lângă insulă? A fost mare, mare noroc că am prins bluefinul ăla în prima zi. O să mai încercăm, dar sunt nemulțumit că nu am reușit să prind pește. Încă un zargan aici. Cred că mai degrabă aș prinde pește aici în port decât în zonele unde... Dar aici suntem în port. O grămadă de bărci de pescuit. Apa limpede, foarte limpede. Oh, ce pești mare aici. Da, deci e mai bună zona asta decât multe alte zone care le-am văzut până acum. Foarte, foarte frumoasă apa. Foarte frumoasă. Haideți, mergem la masă și după aia continuăm pentru că trebuie să luăm altă barcă și vom face subwing. Și wow, câtă pisica de mare. Imensă, imensă, imensă. Ho, e cea mai mare de până acum care o văd. Este imensă. Mamă, mamă, cât e de mare. Cum e să merg cu pisica așa după mine? Se vede? Nu știu dacă o vedeți, dar sper să o vedeți. Mamă, frate, cât e de mare. Cum fac eu acum să ajung înaintea ei? Ia să vedem, mai de aproape. Wow! Huge! Deci am văzut lucruri mai frumoase aici în port decât am văzut la locurile de scufundări. Super tare! Mamă, cât îmi doream să văd o pisică de asta de mare. Atât de mare. Și n-am văzut deloc pe acolo unde am umblat. Și văd aici în port pe băiat. Da. Gata, încheiem. Încheiem. Ne vedem la micul dejun. Nu, stop. Încă o pisică de mare, imensă. Nu încheiem. Când am vrut să las camera să închid, mai trece una. Asta e puțin mai mică. Ia vedem. O vedeți? Eu nu-mi dau seama că nu văd în cameră. Wow, câtă coadă are. Cu siguranță are și un spin veninos în spate. Foarte mare. Mamă, cât de tare. Cum mă, să vin aici în port, să merg pe lângă port și să văd două pisici de mare imense. De ce n-am văzut acum unde am făcut scufundări? Mă duceam și eu după ele, ca un om cu branhii ce sunt. Foarte tare. Gata, nu vă mai țin la bârfă. Încheiem aici. Nu mai vine nicio pisică. Am sperat că ăsta era secretul. Când zic eu încheiem, da, mai e una aici. Ăsta e secretul, dar trebuie să zic încheiem sau nu e pisică? Nu, m-am păcălit. E ceva acolo, o fierătanie în apă, lângă funia aia acolo. Vedeam că se mișcă așa, vedeam o pisică că mănâncă în nisip. Da, iluzie optică. Iluzie optică, marinarilor. Gata, am încheiat. Da, asta este o plajă unde nu ai voie să stai în bikini și nici să te pupi. Să te pupi este indecent. Este foarte urât să te pupi. Dar, în schimb, ai voie să vii cu familia, trebuie să fii îmbrăcat corespunzător. Ai voie să faci snorkeling și chiar să și noți. Da, marinarilor, gata, am luat micul dejun în sfârșit. Am prins energie și acum o să așteptăm o nouă șalupă. Pentru că trebuie să mergem să facem subwing și trebuie să căutăm și o zonă de nisip cu adâncime de 2 metri. Și cam zona aia de acolo ar fi foarte, foarte interesantă, cred că o să mergem pe acolo. Pare așa destul de mică apa.
Astăzi sunt aici alături de mine cu Anca, Anca Dițiu, care are un canal de YouTube foarte, foarte interesant. Face o grămadă de lucruri interesante. O să las link-ul ei în descriere. Intrați și dacă vă place să vă abonați. Anca, zi-ne ceva despre canalul tău. Bună, cum zicea și Vali, eu sunt Anca, Anca Dițiu, așa se numește și canalul. Aveți pe canalul meu, în primul rând, freediving, în al doilea rând, motociclism și snowboarding. Și, mă rog, și alte lucruri interesante, dacă răsfoiți puțin prin el. Abonați-vă dacă vă place, dați like-uri la clipuri dacă vă plac și să ne revedem sănătoși pe acolo. Pa! Da, așa că aruncați în ochi pe canalul ei, pentru că face lucruri foarte, foarte interesante și cu siguranță o să vă placă. Bun, ne vedem când vine șalupa și o să testăm sabuingurile. Marinarilor, ne pregătim pentru sabuinguri. Avem două plăci foarte, foarte frumoase. Da? Una cu un rechin și una pe care scrie sabuing. Foarte, foarte frumoase sunt. Vine și șalupa acum să ne ia. Și mergem să vedem cum se vede cu sabuingul în apă. Gata, am pregătit sabuingul și camera de la vedere, GoPro. Mergem în larg și vedem cum se vede jucăria asta sub apă. Cred că e genial. Abia aștept să vedem. Haideți cu mine. Da, extraordinară experiență aici în Maldive. Nici nu mă gândeam vreodată că am să ajung să mă plimb, să mă dau cu sabuingul în Maldive. Și cu un sabuing original. Cât m-am chinuit eu acasă să fac sabuingul ăla. L-am făcut din plexiglas, m-am chinuit, l-am vopsit cât îmi doream și acum am ajuns să mă dau aici în Maldive cu sabuing original. Foarte, foarte, foarte tare experiența. Bineînțeles că era și mai frumoasă experiența dacă găseam o zonă în care erau mult mai mult pești. Dar proba din concurs, proba când o să o vedeți la TVR, nu o să fie făcută în zona asta. Eu practic acum am făcut doar probă, am vrut să testez cele două sabuinguri, să văd dacă sunt ok, unghiul de filmare și na, dacă sunt probleme cu sabuingurile. Oricum, foarte, foarte tare experiență, foarte tare. Acum aștept să vină să-mi aducă băieții o centură de plumb, pentru că trebuie să mai fac probe pentru încă o probă din show. Se numește Underwater Flag și concurenții vor trebui să meargă pe sub apă, cu o greutate. Eu trebuie să testez foarte bine zona pe aici. Am găsit acum în sfârșit, azi dimineața am fost, n-am găsit o zonă ca asta de aici și chiar de lângă insula noastră. Iar eu trebuie să găsesc o zonă de 2 metri cam așa adâncime, 2 metri jumate, în care fundul să fie de nisip și să putem să mergem cu o greutate pe fund. Așa că aștept să vină acum unul dintre băieți să-mi aducă o greutate și voi testa și treaba asta. Dar asta nu cred că am să o filmez, pentru că nu prea am cum să o filmez. Doar vă zic, ca să țineți minte, că trebuie să urmăriți Microbiz de România din 28 aprilie. Să fiți cu ochii pe TVR1. Plimbarea continuă! I think we are there. Jump to check. Yeah. Okay. Intru în apă. Please, keep it for me. Thank you. Trebuie să intru în apă să verific dacă am 2 metri de adâncime și să iau centurile astea două. Atât de fabric. Oh.
Detroit. De funie am două centuri de plumb cu care trebuie să merg cu sub apă. De genul, va fi probat. Doar că sunt super, super obosit. Sunt epuizat, practic. Acest e un curent foarte, foarte mare. Bineînțeles că am probat să-l folosim în avantajul nostru și o să mergem cu curentul nou împotriva lui. Eu a trebuit să înot mult împotriva curentului, să mă întorc înapoi la pietre. Am fost și cu sabuing mai devreme și mi-a rupt foarte rău mâinile și plus de asta sunt de la 5 dimineața în picioare. Super obosit. Gata, ne întoarcem înapoi. Ceasul este 4:30. Poate mai am timp și de alte activități astăzi. Gata, marinarul a terminat treaba. O să mergem înapoi la hotel și o să vizionăm toate imaginele pe laptop să vedem dacă este ok claritatea apei, dacă unghiul de filmare pe subwing a fost bun. Și în funcție de lucrurile astea, o să vedem ce se va întâmpla mai departe. Chiar peste 4:30, mai am timp și de alte activități. Probabil chiar un pescuit în seara asta. Așa că treaba și ziua încă nu s-a terminat. Încă mai avem să ne mai distrăm și trebuie să ne distrăm cât putem, pentru că aceea se întunecă foarte repede. La ora 6:30 s-a întunecat. Marinarilor, ce puteam eu să fac după o zi plină și rupt de oboseală? Nu concep ideea de a mă culca ziua aici în Maldive. Nu pot să mă culc ziua aici, sub nicio formă. Indiferent de cât de obosit voi fi, n-am să mă culc ziua aici. Așa că mi-am luat undița și mă duc să încerc puțin la pește. Între timp, băieții fac pregătirile pentru o nouă probă din concurs. Crab contest, da? O să fie un concurs de crab. Sper să mă întorc și eu, să văd puțin din proba asta, pentru că sunt foarte aproape aici, dau la pește foarte aproape. Da, arată promițător locul. Am dat și aseară, tot aici am dat aseară, fără niciun rezultat. De altfel n-am avut nici azi dimineață rezultate, când am dat pe sandbank-ul ăla de nisip, unde ar fi trebuit să prind pește. Marinarilor, gata și cu partea de pescuit. Am venit înapoi în cameră, sunt super obosit, dar n-am să închei ziua așa. Mergem la masă, acum la 7, dar e 7 și 6 deja, mergem și mâncăm. Și din ce am înțeles, la ora 7:30-8, este un punct aici unde guvernatorul insulei dă de mâncare la pisici. N-am știut până acum, este a patra zi, acum am aflat și eu. Și că pune o lumină mare în apă, că e beznă afară, deci nu mai vezi absolut nimic afară. E complet întuneric și ora 7-6 minute și aici nu mai vezi nimic. Foarte urât. Deci mai înainte făcusem live-ul, a fost super ok, în 20 de minute nu mai vezi nimic. Dar am înțeles că bag o lumină mare în apă și mergem să vedem care e treaba cu pisicile. Și mai am o promisiune pentru mâine, dar nu știu cât de adevărată e. În timp ce mă întorceam înapoi de la pescuit,
Pe drum am văzut niște băieți și unul mai rasta așa, cu păr de la așa mai de Bob Marley. Avea vreo 4 Blue Fin Trevari și avea pe masă și, bineînțeles, m-am băgat în seamă cu ei, i-am salutat și mi-au zis că a ieșit cu un catamaran în față aici. Bine, un catamaran mic așa, adică e ceva foarte micuț, foarte micuț. Și mi-a zis că mă ia mâine cu el, undeva pe la ora 5. Nu știu mâine exact ce program am, nu știu la ce vreo termin treaba, filmările, ce mai aveam mâine de făcut. Dar dacă termin la 4:30, cu siguranță mă duc și bat la ușă. Așa că, na, vedem. Mâine, cu siguranță va fi și mâine o zi extraordinară, de două ori mâine, dar n-are nimic, dacă s-o obosit, mă înțelegeți voi. Nu mai vă țin la bârfă, mă duc la masă. Prima tusicuță, care vine foarte, foarte aproape de mal. Deja mănâncă asta tot. Stai mă așa, mă lasă-le și pe altele. Da, să nu mai pun lumina exact pe ea, că nu o vedeți din cauza luminii. Să pun așa puțin lângă. Să bată și rechinul. Un rechinaș. Și o pisică. Ia zi mă, rechinașule, ce cât e pe aici? Da, a mai venit una și a venit-o pe cealaltă, foarte agresiv asta. Ia să vedem. Și-a făcut plinul, a avut super bună. Da. Mai înalor, cam asta a fost treaba cu pisicile de mare, n-a fost nimic deosebit. Au venit două pisici, doi rechinași, cam asta a fost treaba. Am înțeles că mai vin și mâine seară și e posibil să aducă mai mult pește și să fie mai multe pisici. Vedem, dacă n-avem alt program, poate veni mâine seară. Așa că, marinarilor, cam asta a fost pe ziua de astăzi, cu toate că e ceasul doar 8, este foarte devreme, dar la noi este foarte, foarte întunecat aici. Se întunecă de la 6:30 și nu mai avem ce să mai facem. Așa că ne vedem mâine, aveți grijă de voi și v-am salutat!